Mă, domnul Marius a mai spus chestiile astea. Noi, când vorbim, putem să vorbim dual sau non-dual. Când vorbim dual, suntem noi și ei, adică împărțim și noi la fel ca toată lumea. Și când trăiești viața de zi cu zi, împarți. În momentul în care ai situație de conflict, ai o situație grea, ai o experiență mai grea, atunci te folosești de non-dual ca să ieși din situație, adică iei contrariile și le unești ca să-ți restabilești liniștea interioară. Referitor la ce ai spus, asta e răspunsul. Deci, din punctul meu de vedere, dacă ai nevoie și de răspunsurile mele, eu o să îi le trimit și Iulianei, dar nu știu ce sort de izbândă o să ai. Ai întrebat cine e răzvătitul rău, ego. Păi, e simplu. În non-dual știi că e Dumnezeu peste tot, iar în dual este Dumnezeu care încă nu știe că e Dumnezeu. Cu stăpânii la lume la fel. În dual sunt stăpânii la lume care ne coordonează, în non-dual e Dumnezeu care ne restrânge. Iluzia, ce zice? Gândurile, da, așa e cum spui, nu au cum să fie gândurile independente, pentru că tot de la el vin, tot el gândește și, așa cum ai spus, nu, noi nu facem nimica, nu suntem noi nimica. El face totul prin noi. Ce argumente să ofer și cui? Nimănui, deci noi nu avem nimic de făcut. Nimic. Deci noi nu avem nimic de făcut decât să fim iubire. E suficient să acceptăm tot ce ne vine din față. E suficient să acceptăm tot ce ne vine din față. Adică 100% să accept tot ce îmi vine din față. Dacă fac asta, e suficient. Și dacă pe de altă parte mă păstrez în rol secundar, adică să caut cu toate ocaziile să îmi înfrâng voința mea să o fac pe celorlalți, atunci pot să fiu sigur că am energie și nu o să atrag situații de conflict, iar dacă le atrag o să am energie ca să nu reacționez. Deci totul e problemă de energie și întotdeauna așa a fost. Și nu contează punctual situația, nu contează nimica, e doar problemă de energie. Deci nouă situațiile ne vin când nu mai avem energie. Noi atragem situațiile când nu mai avem energie. Și tot ce facem noi, dacă facem situații disarmonioase, dacă le creăm, tot din cauza că nu mai avem energie le creăm. Și ăsta e un mecanism perfect, e un mecanism perfect al lui Dumnezeu. Așa cum ai spus, el se manifestă, nu e nimic rău, el vede nimic rău, el vede totul egal.